Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii aprilie. Acestea se aplică pentru toți cei care au soarele, ascendentul și luna în balanță. Să vedem despre ce este vorba pentru voi dedicat, pentru că aprilie este o lună intensă. Vă mulțumesc tuturor celor care v-ați abonat, vă urez să aveți o lună minunată, iar celor care sunteți aici pentru prima dată, vă urez bine ați venit și vă invit să vă abonați și să apăsați butonul de like dacă considerați că rezonați cu acest gen de mesaje. Așadar, pe 2 aprilie, Mercur, planeta intelectului și a gândirii, și-a început perioada de retrogradare în casa relațiilor, în casa voastră a șaptea. Aici pentru voi se regăsește berbecul, semn cardinal de foc a fi. În acest context, planeta intelectului vă aduce vouă acum posibilitatea de a ieși dintr-un tipar. Mercur, retrograd în berbec, întrerupe conexiunea cu spiritul de turmă. Ne aduce prilejul de a ne redobândi individualitatea, independența, autonomia, în tot ceea ce ține de relațiile noastre conștiente, unul la unul, cu partenerul de viață, cu partenerii de afaceri sau cu clienții. Pentru toată lumea aici va fi o energie foarte benefică, întrucât ne dă oportunitatea de reevaluare. În acest context, Mercur, în această perioadă, ne spune: fii atent să nu îți scape ceva din vedere. Ai grijă să nu iei deciziile pripit. Energia berbecului este una foarte directă și foarte impulsivă, care accelerează. Iar Mercur, în acest context, va aduce acum prilejul de a vă hotărâ, de a înțelege, de a vă decide și de a concluziona ceva ce are legătură cu relațiile voastre. Te-ai convins că acești parteneri de afacere sunt benefici? Ești convins că omul alături de care ești într-o relație stabilă este ceea ce trebuie? Atenție la comunicare, atenție la ce spunem, atenție la ce vreau eu și doar eu, pentru că despre voi este vorba și despre ceilalți. Prin această casă înțelegem, ne înțelegem și la nivel de individualitate, dar și la nivel de parteneriat. Toate acestea iau amploare când pe 5 aprilie Venus intră și ea aici în berbec, în casa a șaptea. Venus este zeița frumuseții, vine cu senzualitate, iubire, stimă de sine, are legătură și cu banii lichizi. Vă pot crește veniturile. Ai făcut tot ceea ce ți-a stat în putință ție ca să ai suficienți clienți? Ai făcut tot ceea ce ți-a stat în putință ție la nivel de afaceri, astfel încât acum să te extinzi? De ce? Pentru că Venus este o energie magnetică care atrage. Atrage prosperitate, atrage iubire alături de partenerul de viață. Hai să vedem cum stăm cu stima de sine, ce conflicte de devalorizare avem aici, pentru că acestea se pot reflecta prin ceilalți. Vă poate aduce pe cineva nou în viață, poate aduce acea declarație de dragoste la care mult ați visat, poate aduce stabilitate în relație în această lună. Dar totul este accelerat pe repede înainte și trebuie să ținem cont de aceste lucruri. Mai ales întrucât pe 8 aprilie se petrece aici faimoasa eclipsă de soare din berbec din această lună. Aceasta este o lună nouă care spune noi începuturi, noi cicluri de viață. În berbec. Noi cicluri de viață la nivel individual. Fie mă separ de partenerul de afaceri și acum merg pe cont propriu. Fie intru într-un parteneriat de afaceri și de acum ne putem susține mai bine, toate lucrurile merg mai bine pentru că așa atrage mai mulți clienți, este benefic, este strategic la nivel de afacere. Fie primesc o cerere în căsătorie, fie iau decizia că omul lângă care sunt acum este cel potrivit pentru mine, cel puțin pentru următoarea perioadă de timp. O eclipsă de soare marchează profund destinele. În general, la nivel de umanitate, noi trăim și experimentăm acum o trezire în masă la nivel de conștiință și această eclipsă va aduce puterea, va aduce voința, va aduce determinarea, dar va aduce și oamenii potriviți în viață, astfel încât voi să conștientizați că suntem mai mult de atât, că suntem spirit în materie. Această eclipsă aduce o nouă relație, aduce relația, aduce stabilitatea, aduce parteneriatul de care aveți nevoie. Atenție că aici cu Mercur retrograd,
S-ar putea să fie o ușoară confuzie sau planurile să se dea peste cap dacă aveți planificată nunta, logodna sau semnarea unor contracte. Asta nu înseamnă că nu se întâmplă, ci înseamnă că ne scapă ceva din vedere și trebuie să reevaluăm, să recalculăm, să revizităm niște acorduri, niște discuții pe care le-am avut anterior. Sau înseamnă că nu este exact acum timpul, trebuie să mai verificăm o dată pentru a ne asigura că avem toate datele. Pentru alții dintre voi poate scoate la suprafață faptul că poate există prea multă autonomie, prea multă individualitate și prea multă independență și că ar trebui să intrați în energie feminină unii dintre voi, mai ales dacă sunteți doamne, mai exact. Pe 19 aprilie, soarele se mută în Taur, în casa a 8-a. Casa a 8-a este casa resurselor împărtășite. Casa care ne vorbește despre datorii, taxe, impozite, pensie alimentară, banii celorlalți, banii celuilalt, despre vindecare, moarte, renaștere, transformare, senzualitate, sexualitate, dar și siguranță în intimitate. Ceva se transformă aici cu soarele acum în Taur. Vă veți simți mai confortabili, mai siguri pe voi înși, vă veți simți în siguranță sau Mercur retrograd acum vă spune intră în relația asta doar dacă te simți tu confortabil și în siguranță. Dacă tu consideri că relația este una de egalitate, că este echitabil ce se întâmplă aici și la nivel financiar, pentru că și acest aspect contează. 21 aprilie, aici se produce conjuncția dintre Uranus și Jupiter, care se perfectează odată la 14 ani. Însă în Taur nu vom mai avea parte de ea în această viață. Uranus este elementul de surpriză. Șocul, surpriza, ceva neașteptat, este inovația. Jupiter este arhetipul înțelepciunii, este expansiunea, este tot ce se poate petrece la nivel internațional. Pentru unii dintre voi, iată că poate veni cineva nou în viața voastră, care să nu fie de aceeași naționalitate cu voi, care să vă șorcheze, să vă surprindă, să vă propună să vă căsătoriți. Pentru alții dintre voi, poate însemna faptul că vă cresc veniturile. Uranus și Jupiter în Taur deschide calea către abundență. Taurul vorbește despre corpul fizic, despre iubire, stimă de sine, dar și banii lichizi. Este axa fizică-metafizică. Bani prin intermediul celorlalți. Acea șansă unică în viață pe care o așteptam să mă extind la nivel de afacere, să îmi iau înapoi, pentru că l-avem pe Mercur în retrogradare, ceea ce este de fapt și de drept al meu. Pentru alții dintre voi s-ar putea să fie niște plăți karmice care acum se închid, care au legătură cu karma voastră de neam și de familie, sau să iasă la suprafață niște blocaje legate de bani din subconștientul vostru pe care acum le puteți alchimiza. Puteți achita niște datorii, puteți avea parte de niște surprize în ceea ce ține de resursele celorlalți. Poate fi această energie, acea schimbare de care aveți nevoie. Senzualitate, sexualitate, împlinire, desăvârșire. Dar și resurse materiale mai mult ca oricând. Pe 24 aprilie avem parte de luna plină din Scorpion din casa voastră a doua. Pentru că iată axa planului fizic-metafizic, axa banilor, este activată pentru voi în această lună. O lună plină spune finalitate. Concluzionăm sau corectăm acțiunile din ultimele 6 luni. Iar Scorpionul este regenerarea, transformarea, moartea și renașterea. Ceva se închide aici la nivel de bani, stimă de sine, iubire, un anume nivel, un anume eveniment sau o anume situație pentru ca ea să evolueze, se schimbă, totul se transformă și evoluează. Așadar, această lună plină aduce transformare. Ajutându-se de evenimentul din casa 8-a, de conjuncția dintre Uranus și Jupiter, vă spune, uite, ceva se închide. Stai liniștit. Nu trebuie să-ți mai faci calculele lună de lună. Nu trebuie să mai trăiești în frică și în teamă că rămâi fără. Poți face acum ceva. Poți investi acum în ceva. În primul rând, în tine, în dezvoltarea ta și în evoluția ta. În al doilea rând, aici vorbim despre chestiuni care au legătură cu vindecarea. Poate nu mai trebuie de acum înainte să plătești niște bani pentru terapie, pentru vindecare, pentru sănătate. Pentru alții dintre voi sunt chestiuni legate de karmă de neam, exact cum am spus, care acum se încheie. Sau poate fi o moștenire pe care tu o primești și pe care acum decizi să o investești, să construiești ceva nou
eu ca să fie o afacere. Pentru alții dintre voi s-ar putea ca partenerul vostru de viață să treacă prin niște transformări la locul de muncă și acum să fiți voi cei care susțineți, sau poate în sfârșit partenerul vostru își găsește un loc foarte bun de muncă și cresc veniturile voastre la nivel de familie. Pentru alții dintre voi este trecerea la un nivel superior în relația voastră de iubire, după foarte multă angoasă, după foarte multă traumă, după foarte multă durere posibil. Acum să vă căsătoriți sau acum în sfârșit să vă simțiți în siguranță, să simțiți că acest acord este sigilat și încheiat. Pe 25, Mercur își reia mersul direct aici în Berbec, în casa a șaptea, și accelerează. Îmi vin idei noi sau hai să punem în aplicare planurile care ne-au venit în această perioadă. Va prelua ceea ce se întâmplă în perioada eclipsei, toate acele zvâcuri, toate acele idei, toate acele inovații sau tot ce v-a spus intuiția voastră în această perioadă, gândurile voastre acum pot fi puse în practică. Acest moment vine cu lucruri concrete. Doar că trebuie să nu acționăm imprevizibil, nu trebuie să acționăm din impuls și nu trebuie să accelerăm. Trebuie să facem lucrurile acestea cu calm. De ce? Pentru că taurul din casa 8-a este calm și spune, ok, am acces la abundență, dar lucrurile trebuie să fie în ordine, să mă simt în siguranță. Nu pot să investesc toți banii agonisiți de mine doar într-o singură direcție. Am nevoie de un plan de rezervă. Cam asta spune Mercur aici. Orice s-ar întâmpla pentru voi în zona parteneriatelor și a relațiilor în această lună, este necesar un plan de rezervă. Mai ales pentru că și Marte intră aici, care este guvernatorul Berbecului în casa a șaptea și vine cu pasiune și cu hai, da, facem, să facem. Entuziasm, curaj, voință și determinare. Poate unii dintre voi aveți nevoie de curaj, de determinare și de voință să faceți un pas important. Despre asta va fi vorba pentru voi în această lună. Pasul important, dar la care trebuie să lucrăm înainte, pentru că în casa a șasea voi aveți peștii și tot în această lună se petrece o conjuncție între Marte și Saturn în pești. În casa rutinei voastre la nivel de sănătate, tot ceea ce faceți voi la nivel de rutină se va reflecta în parteneriatele voastre și în relațiile voastre, dar și în contractele voastre sau în stabilitatea voastră la nivel financiar. Pentru tot ceea ce faci tu acum, vei avea un câștig. Ideea este să fii foarte conștient, pentru că poți accesa abundența, dar abundența aceasta vine și cu un efort din partea ta. Altminter, toate aceste tranzite rămân la nivel de predispoziții. Avem mândrie și intuiție, egoul și vocea interioară, atenție la mândrie, la individualitate acolo în casa relațiilor, unde s-ar putea să ne impunem foarte mult punctul de vedere, dar poate nu neapărat în relația cu ceilalți, ci în relația cu noi înșine și să refuzăm schimbarea sau să avem o idee foarte bine trasată în minte, să nu vedem stânga-dreapta, pentru că energia Berbecului este de tip tunel, nu vede, nu acceptă, nu vrea să audă niciun sfat din exterior și aceste lucruri s-ar putea să ne coste. Iubire și parteneriate, iată, casa a doua, casa a șasea și casa a opta. Pe plan emoțional, la nivel de parteneriate, lucrurile pot funcționa foarte bine. Atât că aici pentru unii dintre voi trebuie să achitați niște datorii sau pentru alții dintre voi poate fi și un divorț, evident, din care acum să beneficiați mai mult decât ați fi beneficiat în mod normal. Pentru alții dintre voi este iubirea vieții voastre sau la nivel de relație apare cineva, evident, puteți cunoaște pe cineva, situația voastră în familie se poate stabiliza în această lună, banii voștri, parteneriat la serviciu care vă convine, un nou loc de muncă care vă încântă. Muzică. Atenție că unii dintre voi sunteți foarte prinși în rutina voastră și aveți nevoie să vă ridicați vibrația pentru că vă este scăzută din cauza oboselii sau aveți nevoie să faceți și altceva în afară de serviciu. Este lipsă de încredere în voi înșivă, nu credeți că mai puteți începe ceva, nu credeți că mai puteți reuși, este ca și când ați ajuns într-un zid. Deschideți ochii bine și vedeți că nu este aici finalul. Abundență.
Nu este aici finalul. Urmează să se dezvăluie niște lucruri în fața ochilor voștri. Urmează să mai descoperiți niște lucruri, să mai aflați niște vești care vă resuscitează, vă readuc cheful de viață și bucuria. Și vindecare. Dezechilibrul la nivel de sănătate care este cauzat din lipsă de încredere în voi înșivă. Din neputință. Atenție la aceste lucruri, pentru că puteți să vă vindecați, puteți să aveți parte de lucruri foarte bune, încercați să vă echilibrați, să rămâneți într-o stare de calm. Pentru alții dintre voi, vă vindecați această traumă de bani sau ceva ce are legătură cu resursele voastre financiare se echilibrează. Renaștere și regenerare. O situație care se schimbă în zona planului financiar, în zona datoriilor, a taxelor și a impozitelor, în zona contractelor deja semnate, în zona karmică, în zona relațiilor voastre. Să acționezi, să faci prima ta mișcare. Mișcarea este la tine, tu ești magicianul, tu ești creatorul vieții tale. Acționează. Și magie de foc, din nou acțiune. Este acel moment în care soarta ta stă în mâinile tale, relația ta stă în mâinile tale, situația ta financiară stă în mâinile tale. Cât faci, atât primești, cât gândești, atât ești. Cât crezi că poți reuși, atât reușești. Educație. Unii dintre voi aveți nevoie să cercetați ceva sau să vă înscrieți la o calificare, la o certificare, la niște cursuri, sau pentru alții dintre voi este următorul mesaj. Sănătatea ta depinde de starea ta emoțională, abundența ta depinde de starea ta de sănătate. Dacă vrei să ai parte de abundență, trebuie să fii sănătos, nu invers. Educă-te la nivel de rutină pentru a fi organizat, pentru a fi stabil emoțional și vei avea parte de iubire, de voie bună și de abundență. Pentru alții dintre voi apare în viața voastră un mentor, o persoană care vă ajută să vedeți efectiv viitorul, să vă faceți planuri de viitor și să vedeți luminița de la capătul tunelului și expresie, creativitate. Unii dintre voi veți semna niște acte sau atenție la ce acte semnați. Pentru alții dintre voi este vorba despre comunicare. Atenție la comunicare în această lună, pentru că poate schimba totul. Să vedem mai departe. Relații, balanță, 9 de cupe. Nu prea știți ce vreți unii dintre voi și este timpul să luați o hotărâre. În zona planului material, spânzuratul. În zona planului emoțional, asul de monede. La nivel de relații, 9 de cupe aici spune dacă tu știi ce vrei și ai o vibrație înaltă. Manifesti din conștiință divină, nu ai cum să nu fii fericit în această viață. Ești singur, poți întâlni pe cineva. Totul ține de tine și de voința ta și de dorința ta în această lună. Se transformă viața ta de relații, începând cu această lună. Mișcarea e la tine, acțiunea e la tine, voința e la tine, de tine depinde totul. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, atenție că vreți să faceți lucruri, dar foarte repede. Poate v-ați îndrăgostit, poate sunteți foarte determinați să schimbați niște lucruri. Atenție la ce semnați, atenție la planurile voastre. Pentru alții dintre voi, se reaprinde flacăra aici, se reaprinde sclipirea, pasiunea, atracția unul față de celălalt. Unii dintre voi s-ar putea să vă îndrăgostiți în afara căsniciei voastre în această lună și vi se spune atenție, pentru că poți crea karmă sau poate fi acesta alesul vieții tale, trebuie doar să știi ce vrei tu. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, posibil aici să aveți parte de acea încheiere pe care vă doriți, astfel încât să vă vindecați odată și pentru totdeauna, sau cineva să vă explice acum ceea ce vreți să auziți, ceea ce trebuie, ceea ce a rămas nespus și acest lucru să vă vindece, să vă readucă cheful de viață. Avem diavolul.
Poate fi pentru unii dintre voi căsnicie, pentru că diavolul este capricornul și capricornul este instituția căsătoriei. O cerere în căsătorie pe care s-o semnați, care să vină de nicăieri, dar este ca un love bomb, ca o bombă așa de iubire. Atenție! Pentru cei care sunteți singuri, puteți atrage pe cineva, dar să fiți convinși că omul acesta este și ceea ce aveți voi nevoie, pentru că atracția aceasta erotică, magnetică, senzuală poate fi atât de mare încât să nu vedeți dincolo de aparențe. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, aici aveți un succes legat de autorități, se întâmplă niște lucruri, partenerii voștri devin o autoritate, partenerii voștri își pot schimba profesia sau voi vă puteți schimba profesia și acest lucru vă bucură și pe voi și partenerul vostru. Pentru alții dintre voi este o dorință mare să scăpați dintr-o relație toxică și în această lună puteți să faceți acest lucru, dar voi trebuie să ieșiți din relație, nu să așteptați să plece partenerul. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, aici este mândrie, ego și atașament la nivel emoțional și trebuie să identificați de ce vreți să vă împăcați. Pentru că nu știți. Puneți pe foaie de ce vreau să mă împac cu omul ăsta, pentru că s-ar putea să aveți surprize, subconștientul să vă spună exact ce vă blochează. Pajul de spade. Comunicare, uite, comunicare, ne grăbim să facem lucruri. Pentru cei care sunteți singuri, da, puteți intra în această relație stabilă foarte repede. Sau atenție ca dintr-o noapte de amor să nu vă treziți cu un copil, mai poate fi. Pentru alții dintre voi, cu cât identificați mai repede în voi ce n-a funcționat înainte, ce este toxic, puteți cunoaște pe cineva. Atenție că persoana respectivă s-ar putea să fie autoritară și arogantă și vouă să vă displacă. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, aici este vorba și despre copii și despre lucruri pe care le doriți pentru copiii voștri. Copiii voștri care s-ar putea să aibă niște provocări cu autoritatea, să aveți grijă sau cu autoritățile în această lună. Pentru alții dintre voi discutăm rapid despre instituția căsătoriei sau facem niște lucruri care ne asigură de acum încolo un trai mai bun. Vorbim aici despre vindecare și despre educație, despre a învăța în sfârșit să ne ascultăm unul pe celălalt și să ne respectăm unul pe celălalt. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, o veste pe care o auziți acum vă ajută să înțelegeți și să vă vindecați de această separare, de această durere. 8 de monede. Aveți de lucru în această lună. Cei care sunteți singuri, puteți cunoaște pe cineva care va depune foarte mult efort în a vă face pe plac. Atenție să nu fiți foarte inabordabili, să nu fiți foarte pretențioși unii dintre voi. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, aici este vorba despre muncă, planuri materiale, planuri la nivel financiar, despre cum facem să rezolvăm niște lucruri sau despre respectarea tradițiilor. Poate cineva a încălcat aici un acord. Și în această lună veți sta de vorbă. Hai să vedem cum facem pentru ca și tu și eu să fim bine. În tot cazul, cheia succesului în relație la voi în această lună este fix în mâinile voastre. Iar pentru cei din perioada de separare, energia aici vă spune că trebuie să fiți foarte conștienți de gândurile în care investiți, pentru că pe de o parte este iubire, pe de o parte este atașament, pe de altă parte poate fi și răzbunare. Și faetonul, progres. Cei singuri, cineva ia o hotărâre în ceea ce vă privește și vrea să investească sentimente, timp în voi. Și vrea să se țină de cuvânt, vrea să-și asume responsabilitatea relației. Dacă sunteți în etapa de mă întâlnesc din când în când, s-ar putea să vă vină așa o idee, să vă mutați împreună, brusc și deodată. Dar aveți conjuncția în casa a opta și să luați în calcul lucrurile la nivel financiar și la nivel de rutină, foarte bine. Trebuie gândită foarte bine povestea. Asta vă spune energia, să nu luați hotărârile foarte pripit. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, există progres. Veți investi, veți face niște lucruri, poate investiți în această instituție a căsătoriei, poate vă preocupă mai mult relația voastră în această lună, sau casa și copiii dacă aveți. Și acesta este un lucru bun, pentru că vă veți simți în siguranță, veți simți că aveți energie și vitalitate să duceți la bun sfârșit niște
lucruri, poate au copiii voștri provocări de sănătate, dar aici se vindecă ceva. Este o lună care aduce abundență și vindecare. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, vouă realmente vi se spune că alegerea îți aparține dacă vrei să mai rămâi suspinând după ceva ce a fost. Trecutul rămâne acolo, dar vindecă-l, pentru că în funcție de trecutul tău proiectezi viitorul și poți înțelege acum niște lucruri legate despre trecutul tău pentru a te putea elibera odată și pentru totdeauna. Finanțe. Voi, partenerii voștri, în această lună veți avea o creștere financiară. Pentru alții dintre voi sunt provocări, poate pe la locul de muncă, care pot apărea în relațiile voastre de cuplu acum și le puteți vindeca, le puteți înțelege. Ceva neașteptat. În casa 8-a, la nivel de contracte, s-ar putea pentru unii dintre voi să existe o despărțire neașteptată aici, voi să fi crezut că totul e bine și să apară ceva de genul acesta, dar toate aceste tranzite au sensul și locul și rolul de a vă duce pe voi către drumul vostru potrivit. Nu veți rămâne pe din afară. Pentru alții dintre voi s-ar putea să primiți niște vești extraordinar de bune, că sunteți promovați, că vă extindeți la nivel de afacere. Pentru alții dintre voi s-ar putea să primiți niște vești că trebuie să cedați ceva din veniturile voastre, dar asta nu vă încurcă pentru că vă puteți regenera. Pentru alții dintre voi poate fi acea iubire pe care o așteptați de o viață, dar care să vină așa inedit, să nu vă fi așteptat la aceste lucruri. În zona planului material, spânzuratul spune nu te grăbi. Uită-te bine la toate lucrurile, gândește-te de două ori înainte, schimbă-ți perspectiva. 7 de bâte. Dacă vrei să te deblochezi, dacă vrei să se schimbe o situație, tu acționezi. Aceeași temă. Situația ta financiară stă în mâinile tale, îți poți reveni, poți vindeca, poți regenera veniturile tale. Nu ai un serviciu, îți poți găsi, dar acțiunea este a ta. 6 de bâte. Vei avea succes, îți revii, se deblochează o situație, se mișcă lucrurile. Pentru alții dintre voi, situația rămâne la fel, stai liniștit că ești în siguranță. 6 de spade. Lucrurile merg de la sine pentru voi în această lună. Pe de altă parte, dacă o situație este cumplită acum, nu este atât de rea pe cât se pare. Se vindecă, stai liniștit că îți revii. Magicianul, stai liniștit că îți revii. Dar din nou, cheia, soluția în această poveste ești tu. Îți găsești un serviciu, poți să te extinzi la nivel de afacere, poți să intri într-o relație să-ți unești veniturile cu cineva, dar atenție, atât vă spune energia, atenție! La nivel de rutină, atenție multă la nivel de rutină. Uite, unii dintre voi poate v-ați mulțumit cu puțin și este vremea să acționați și să vă mișcați din loc, să faceți mai mult, sau pentru unii dintre voi un acord comun aici vă aduce succesul. Trebuie să cedați ceva și este în regulă, pentru că reușiți să ieșiți din impas. Windfall, ești pe val. Asta înseamnă că banii se întorc la tine. Ce dai, vei primi înapoi. Ești într-un ciclu pozitiv al banilor, ești pe un val benefic, pentru că primești ajutor. Vei primi ajutor. Lucrurile nu rămân așa cum sunt în acest moment prezent, sau dacă vrei să rămână așa, stai liniștit că vei avea susținere și stabilitate. În zona planului emoțional, avem așadar asul de monede, care vine cu o cerere în căsătorie, vine cu vindecare, vine cu acel serviciu de care aveți nevoie, vine cu acea șansă de care aveți nevoie, vine cu o persoană foarte educată în viața voastră care vă ajută să ieșiți dintr-o încurcătură. Regele de cupe, vine cu cineva care vă iubește, cineva nou, confirmarea că partenerul vă iubește, sau poate aduce pe cineva din trecutul vostru înapoi, pentru că este Mercur în retrogradare. 8 de monede. În ce investești, aia vei primi. Atenție ce iubești sau ce spui că iubești, pentru că aia se va întâmpla. Pentru alții dintre voi, cineva vine și rămâne. Nebunul, ai parte de un început. Ai parte de un început foarte bun, foarte stabil pe toate planurile, de o vindecare. Poate unii dintre voi de un tratament, dar care vă este benefic. Și veți fi sănătoși, vă vindecați, vă eliberați de o povară.
Lumea, vă eliberați de o povară. Uite, unii dintre voi vă puteți schimba domiciliul, faceți un pas înainte, vă puteți căsători, vă puteți schimba serviciul, țara în care locuiți. Amintiri. Ceva ce a rămas din trecut, un dulce amar, se încheie. Amintiți-vă de experiența voastră de viață pentru că ea vă ajută acum. Pace și armonie. În sfârșit, vin înapoi niște vremuri bune pentru voi. Balanță, echilibru și armonie, prieteni. Veți fi înconjurați de oamenii potriviți care vă ajută în această lună. Și un punct de cotitură, să luați cele mai bune decizii pentru voi din acest moment. Dacă te simți copleșit, fii fără grijă că ești la capăt de linie și această situație se încheie. Lumea îți aduce o încheiere fericită, un deznodământ fericit, o regenerare. Talismanele. Este o lună în care s-ar putea să munciți foarte mult pentru că aveți acolo activitate în casa a șaptea, dar această muncă va aduce foarte multe roade. Sau în sfârșit vă găsiți un serviciu, unii dintre voi, trezire spirituală. Uite, vindecarea copilului interior, o situație de liniște. Unii dintre voi aveți nevoie de bucurie, să vă bucurați. Păstrează-ți demnitatea, stai liniștit că demnitatea ta rămâne la locul ei. Ai ajutor, nu te teme. Pentru alții dintre voi sunt contracte noi, sunt la nivel financiar, la nivel de afacere sau poate fi inclusiv la nivel de căsătorie, abundența, multă bucurie, bani, oportunități și șanse. Ce este al tău este pus deoparte. Trebuie să ai încredere oarbă fără dovezi și să-ți ridici vibrația pentru că ți se arată calea. Nu dispera. În mâinile tale, din nou, în mâinile tale stă soluția. Uite, tu și încă cineva vezi lucra la același lucru, tu și încă cineva vezi depune același efort. Să faceți niște lucruri, să reparați ceva sau să lucrați împreună la abundență. O călătorie pe care o poți face sau aveți nevoie de niște reparații la mașină sau mai bine priviți dincolo de aceste lucruri. Unii dintre voi vă schimbați mașina. Uite, veți găsi drumul din aproape în aproape. Vești bune care ajung la voi. Aveți lumea la picioare, se încheie o situație conflictuală, se încheie o provocare. Din nou, cineva gândește la voi. Măi, voi vă găsiți unii dintre voi sufletul pereche, mă rog, un suflet pereche, pasiune, iubire, senzualitate, intimitate, căsătorie. Uite, se încheie niște acorduri karmice, ceva ce ați semnat voi anterior, vedeți aici, se încheie, începe să se încheie, dar trebuie să învățați ceva din asta. Pentru unii dintre voi este un final de drum, în sfârșit am absolvit. Am trecut peste perioada mea de singurătate, peste perioada mea de cumpănă și mi se arată drumul, mi se îndeplinește o dorință. Atenție la sănătate. Uite, trebuie să fiți mai atenți, mai vigilenți când dormiți și cum dormiți. Alții dintre voi, atenție la piele. Niște vești bune din partea unei energii masculine vă aduc înapoi sufletul în piept. O veste, o soluție, o șansă, o propunere formidabilă care vă bucură extraordinar de mult. Vărsătorul, Pluton Vărsător. Este închidere de ciclu karmic. Pentru următorii 20 de ani, viața voastră se schimbă. Oh, ce frumos! Avem inițialele T-U-N, S-X-V, L-D și X din nou. Dacă voi vă aliniați la vibrație înaltă, toate lucrurile din viața voastră în acest moment se vor schimba. Din acest moment se vor schimba. Pentru alții dintre voi, atenție că aveți alergie la lucruri care stau în conservă, la hrană procesată. Poate nu vă dați seama, dar există aici o sensibilitate. Alții dintre voi vă schimbați la 180 de grade voi pe voi identitatea, vă câștigați independența, vă schimbați stilul, vă schimbați înfățișarea. Cineva care înainte doar vorbea, acum acționează și veți fi surprinși cât de repede se mișcă. Iubire, iubire,
Este o lună pentru iubire, este o lună pentru armonie și vindecare pentru voi. Luna, la luna plină, la luna plină din Scorpion, cineva vă face o propunere formidabilă sau se schimbă ceva, dar pe termen lung lucrurile vor fi foarte stabile. Tu și eu, noi împreună acum ne iubim, ne îmbrățișăm, în sfârșit ne simțim bine împreună. Focul, foarte mult foc, foarte multă acțiune, va fi o lună accelerată pentru voi. Atenție la nervi, atenție la nervi, atenție la irascibilitate. Voi sunteți creatorii. Ce se întâmplă în viața voastră acum, tot voi ați creat anterior. Luați această experiență și ridicați-vă, da, sus vibrația, pentru că se schimbă lucrurile. Pentru alții dintre voi, cineva care a plecat, acolo rămâne. Și este în regulă așa, pentru că apare altcineva. Lucrurile vor merge de la sine. Alții dintre voi, atenție la microbiom și la grăsimile sănătoase din corp. Nu mâncați procesat. Se anulează ceva, se anulează ceva. Puteți corecta un contract, puteți face ceva anume. Sau o luați de la zero, vedeți nebunul. Începeți din nou. Atenție că e diavolul acolo și aici am last. Dorință, fierbinte, pasiune, atracție erotică. Atenție la aceste lucruri. Pentru că, am spus, este love bomb, bombă așa pasională, să fiți atenți la aceste lucruri, să nu se stingă repede, precum se stinge focul după. Alții dintre voi, abundența. Abundența. Puteți avea o mare, mare, mare șansă în această lună să faceți niște lucruri, să vă schimbați viața. Omul potrivit la locul potrivit. Eu vă mulțumesc tuturor, vă doresc să aveți o lună minunată, plină de iubire, să fiți sănătoși și împliniți și să ne reauzim cu bine data viitoare. Pa, pa!